CSS Giurgiu a plecat marți spre Media și acolo unde pe 9 ianuarie va debuta în returul Ligii Naționale de Basket Masculin. Chiar dacă ardelenii au de partea lor experiența și lotul mai valoros, giurgiuvenii vor încerca să răstoarne calculele hârtiei. O echipă puternică și, cum s-a văzut și în cupele europene, rezultate foarte bune. Poate un meci foarte greu, dar nu ne dăm bătut orice s-ar întâmpla. Din lotul deplasat la Media și fac parte și nou veniții Bryson McKenzie și Marcus Melvin, care au debutat la CSS Giurgiu în cupă contra celor de la CSU Ploiești. Chiar dacă cei doi nu sunt încă la capacitate maximă, oficialii albnegrilor au încredere în calitățile acestora. Marcus și McKenzie încă nu sunt la maximul de potențial, încă mai trebuie lucrat să intre și în sistemul echipei, dar din câte știu și le cunosc potențialul, eu zic că vor face un meci bun, chiar dacă, m-am spus, nu sunt pregătit încă sub clasă.